Ai prins și tu niște vremuri în care astfel de terenuri erau la modă, mai ales iarna. Da. Spune-ne și nouă o poveste cu un meci jucat de tine pe asemenea teren. Că presupun că ai destule, nu? Da, mi-aduc aminte când am jucat odată la Piatra Neamț și era Alessancu antrenor și noi ne puneam crampoane și crampoanele acelea cu pânza de bonfer încercam să ne facem un X pe ele. Și a venit Alessancu la mine și zice, Mariane, ce faci? Păi zic, mister... fac pe eu ca să pot să stau în picioare pe gazon. S-a dat deoparte, s-a închinat că nu-i venea să creadă. Mister, nu stai la Barcelona aici, nu? Da. Nu avem aceleași condiții. Da. Dar nu aveai voie să joci cu ele. Vedeau arbitrii, te controlau, aveai două perechi de ghete, le arătai pe cele bune și ieșai cu celelalte. Dar era foarte greu. Jucam pe terenul foarte, foarte înghețat. Era greu să ai stabilitate. E dificil în asemenea condiții să poți să joci.